Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi este joi, deci este pack opening de premii de la Weekend League. Nu stau să țin pachete pentru toti, nu strâng pachete pentru toti. Dacă mă decid să iau niște pachete pentru toti, bine, dacă nu, avem pachetele de la Sebi. Avem incredibil de multe pachete, cred că avem aproape 200 de pachete. Avem un Team of the Week cel puțin interesant. Haide să vedem. Avem coșmarul, iadul, groaznicul, Ben Yedder, striker. Îl avem pe Ajorque, pe care l-am prins ieri pe live. Avem la mijloc Pogba. Pogba care cred că este și miza acestui, acestui pack opening. Un card de vreo 600.000 de coins. Ben Yedder este undeva la 500.000 și el la jumătate de milion. Îl avem pe Stones in form după ce a dat primul său gol la Manchester City în Premier League. Îl avem și pe Ogbonna. Ogbonna un 20.000 acolo. În rest mai avem acest Jovic care s-a transferat de la Real Madrid la Eintracht și a dat două goluri în mai puțin de jumătate de oră, în ideea în care în 20 ceva de meciuri la Real Madrid a dat 3 goluri, cred, nici nu sunt sigur. Îl avem pe Insigne, jucător de bandă, și el undeva la 100.000. În rest, nimic interesant. Îl avem pe Criscito. E un Team of the Week bun. Era să-l uit pe Müller, 88 in form. Omul ăsta parcă nu îmbătrânește. Nu știu ce face, cum face. Nu mi se pare de o calitate bună, însă este mereu la locul potrivit, o bagă mereu în poartă. Deci avem high rated Pogba și Müller, îl avem pe Ben Yedder, îl avem pe Insigne. Ben Yedder și Pogba 1 milion și ceva. Insigne 100.000, Müller mai puțin vreo 50.000. Cam ăștia sunt cei pe care îi vânăm astăzi. Este și un Tielemans care 70 pace ăla îl strică puțin. Avem și acest Malen de 93 pace, îl strică steluțele de weak foot, are doar 3 weak foot, în rest arată destul de bine. Malen arată destul de bine, cu un finishing 88, cu un agility și un balance decent, e ok, până și în Ndombele. Ndombele chiar este un Pogba mai ieftin, arată bine cu un 78 pace, un CM, nu chiar CDM, are doar 73 defending și la defending îl strică depth awareness-ul și heading accuracy-ul. Are o stamina mică, doar 66 stamina, 84 strength, ceea ce e decent. Mergem să luăm premiile la Division Rivals. Nu cred că am fost rank 1, tura asta rank 2, nu am avut prea mult timp. Mergem pe 3-double, n-am mai mers pe 3-double de foarte, foarte mult timp și am zis că dacă tot e rank 2, hai că mergem pe 3-double. Avem un rar player spec, un rar electrum player spec și un jumbo gold pack. Chiar decent pentru rank 2 Division 4, nu mai cred că urc din Division 4 veci, nici nu am timp să joc Division Rivals. Și un gold 2, rar gold pack și două rar mega pack-uri, plus cele două picuri săptămânale. Mergem la primul pic și avem unul din patru, Insigne! Nice! Nice! Chiar nice, Insigne! Și Malen, și Jovic, și Tielemans. Hai, Jovic și Tielemans, să zicem nu. Dar Malen și Insigne, picuri foarte, foarte bune. Insigne 4 cu 4, frumos!
Agility 95, Balance 95, nice, Stamina 75, dar intră ca și Super Sub, Acceleration 94, Sprint Speed 86, decent, Finishing micuț 79. Mergem pe Insigne, mergem pe Insigne, avem un 87 din pic la gol 2 și al doilea pic vine și Malen. În al doilea pic vine și Malen. Îl avem și pe George, avem și al jocului pe care l-am prins ieri și oricum îl am untradeable, deci nu-l mai au acum. Și pe Prevlaj, nu-i rău, până și George ăsta, 88 pace, 3 cu 4, nasolut 3 cu 4 ăla. Însă Malen și cu Insigne, nu-i rău, Malen și cu Insigne, nu este rău absolut deloc. Gol 2 în sfârșit și-a făcut treaba și și-a arătat puterea. Doamne, ce cringe am fost. Mergem acum la pack-uri și o luăm ușor, încălzire, 6 pack-uri, Jumbo Gold Pack. Haide să vedem dacă primim ceva, dacă... Nu, nu primim, hai că ați dat 6 pack-uri. Mergem să nu dăm skip-ul asta, îl avem pe Lucas Paqueta. Îl am deja pe Paqueta, bine că nu este și ăsta untradeable. Rar Gold Pack, după care rar Mega Pack. Nu avem Mega Pack simplu de data aceasta. Nu avem nici Walkout de data aceasta, cred că avem totuși un Board Down. Îl avem pe Dzeko de la Roma FC. Lăsăm astea cu full jucători pe final și luăm rar mega pack-urile. 30 de cărți, 30 gold, 30 rari, nici un walkout. E foarte simplu, avem totuși un Board Down, brazilian CM de la Juan Mantan, Renato Augusto. Ea a fost bun, la început a fost insane pentru FIFA. Chiar a fost insane. Un Angolan, un Payet, nimic sesizabil și de luat în serios. Un Khedira UCL, încă un Everton, Dumfries și Pellegrini. Al doilea rar mega pack. Hai să vedem dacă reușim aici un walkout. Nope. Ne-a dat prea bine la picuri. Ne-a dat prea bine la picuri ca să ne mai dea vreun walkout. Baumann, Rebic, Bernard, Pau Torres, absolut nimic, un Rulli și un Herin și doar mizerii aici. Și avem rar player spec și rar Electrum, dăm cu rar Electrum player spec, 12 iteme, toți jucători, 6 gold, 12 rari și avem, n-avem walkout, nici măcar board, așa e? Nici măcar board, l-avem pe Ramzi. De la Piemonte Calcio, Ramzi, super. Și ultimul pachet, un rar player spec, hai să vedem, hai să vedem, uite, ne uităm aici, ne uităm dacă luăm FIFA points, apăsăm, dăm cancel repede, mă duc aici, mă uit aici, acum deschid, am făcut magie și trebuie să fie walkout din pachetul ăsta acum, că m-am arătat, că vreau să cumpăr, că degeaba, nu, nicio problemă. Am și Ilicic, nice, Ilicic de la Atalanta, 84, well, dacă primești în picuri, nu primești în pachete, mai am nevoie de un jucător să fac încă un Food Champions Premium Upgrade, de fapt, a zice că mai am nevoie de 2 jucători, nu l-aș pune pe David Silva, acest 87 rating, în ideea în care, în club, îl am și pe Parejo Foot Champions Reward și aș avea 2 de 87 din La Liga care se leagă perfect pentru un SBC. Pe Insigne, Rashford, Carrasco sau Malen nu vreau să-i pun aici. Hai să zicem că aș avea nevoie de 2 carduri roșii proaste pentru a face acest SBC și dacă mă chinui puțin aș avea nevoie chiar de 3 carduri proaste ca să nu-l dau pe Budescu și să-l am pe Budescu în club. Din câte am văzut momentan la obiective nu este ca în weekendul trecut de la 10
meciuri câștigate primești un pic la 16 și așa mai departe. Cred că pentru că este acest Team of the Week destul de bun, nu s-a dat acel obiectiv, însă ar fi fost chiar mișto, ar fi fost chiar mișto. Vedem, poate diseară la ora 8 intră acest obiectiv nou. Au fost picuri bune, au fost picuri chiar foarte bune. Până acum Parejo a fost cel mai bun pic ca și rating. Într-adevăr, cei mai buni ca și jucători până acum au fost Rashford și cu Carrasco, însă Insigne și Malen, două picuri bune, unul după altul, în același pack, în aceeași pack opening, în aceleași premii, nu a mai prins până acum. La pachete deja suntem obișnuiți, asta este, am avut bulan blană la început, acum ușor, 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 trebuie să mai prindem ceva. Poate mai punem acolo la mijloc. Essien ăla începe să mă deranjeze, parcă aș vrea să-l schimb pe Essien. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Nu uitați, mă găsiți și pe Instagram, mergeți și dați și un follow acolo. Până atunci, dați aici un like, dați un subscribe dacă n-ați făcut-o și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.